Sunt părintele Claudiu Bulai și împreună cu Eduard Lucaci de la Pupitru Tehnic vă salut cu dragoste și bucurie. Este luni, 29 iunie, și avem solemnitatea Sfinții Petru și Paul. Sunteți în legătură directă cu Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, din care ascultați Sfânta Liturghie cu ocazia împlinirii a celor 50 de ani de preoție și 75 de ani de viață a preasfințitului Petru Gherghel. Liturghia este celebrată de preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași. La celebrare este prezent eminența sa Francisco Javier Lozanu, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, înalt preasfințitul Ioan Robo, arhiepiscop și mitropolit de București, preasfințitul Papa Manolis, episcop de Siros din Grecia, preasfințitul Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj, preasfințitul Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, preasfințitul Anton Coșa, episcop de Chișinău, preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București, preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, peste 100 de preoți din Moldova, din alte zone ale țării și din afara țării, precum și mulți credincioși. Cântarea este susținută de corul seminariștilor de la Seminarul Mare din Iași. Îl însoțim și noi, așadar, pe preasfințitul cu rugăciunile noastre și participăm cu vrednicie la această sfântă liturghie. Vă doresc audiție rotnică!
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Petru i-a zis lui Iisus, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Sfântul Paul a declarat, Știu în cine am crezut și sunt convins. În preasfinția voastră, nunțiu apostolic, în preasfinția voastră, Arhiepiscop Mitropolit de București, preasfințirile voastre, dragi confrați într-un episcopat. În ținele voastre, dragi părinți concelebranți, dragi părinți care ați venit la această sărbătoare de credință, care ospiti, libe geste, stimate domnule ministru secretar de stat al cultelor din România, stimate autorități prezente, centrale și locale, stimați parlamentari, dragi și iubiți, oaspeți, invitați, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, dragi și iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul televiziunii, al internetului, și a radioului Maria. Astăzi facem sărbătoare mărturisindu-L și noi pe Iisus, mărturisind și noi credința noastră și speranța noastră. Astăzi suntem aici în catedrala noastră pentru a aduce un prinos de recunoștință ca episcop și preot împreună cu cei alți colegi ai mei, 7, care celebrăm astăzi 50 de ani. Astăzi suntem uniți cu toți cei care au un moment de bucurie, poartă numele Sfinților Apostoli sau au un jubileu. Astăzi vrem cu adevărat împreună să aducem lui Dumnezeu această laudă. Și vă salut pe toți și vă mulțumesc că ați venit că împreună să înălțăm din catedrala noastră acest timp de recunoștință, de mulțumire și această rugăciune de binecuvântare. Îi cerem acum lui Dumnezeu iertare pentru toate păcatele și lipsurile noastre, ca să putem celebra cu vrednicie jertfa mântuirii noastre, jertfa Sfintei Liturghii, act de supremă recunoștință și mulțumire. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
eleison, eleison. Gloria in excelsis Deo. Peccata mundi.
ne rugăm. Dumnezeule, care astăzi ai umplut de bucurie aleasă și cerească biserica ta în solemnitatea Sfinților Petru și Paul, dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învățătura apostolilor, prin care a primit începuturile credinței, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În acel timp, Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a decis să-l prindă și pe Petru. Erau atunci zilele azimelor. L-au prins și l-a aruncat în închisoare, încredințându-l la 4 grupe de câte 4 soldați ca să-l păzească, voind să-l înfățișeze poporului după Paște. Așadar, Petru era păzit în închisoare, dar se făceau neîncetat rugăciuni de către biserică pentru el la Dumnezeu. Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea să-l înfățișeze, Petru dormea între 2 soldați, legat cu 2 lanțuri, iar în fața ușii niște străjeri păzeau închisoarea. Și iată că un înger al Domnului a venit la el și o lumină a strălucit în încăpere. Îngerul l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit și a zis: scoală-te în grabă. Iar lanțurile i-au căzut de la mâini. Atunci îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți sandalele. El a făcut astfel. Apoi i-a zis: pune-ți mantia pe umeri și urmează-mă. El a ieșit și l-a urmat, dar nu știa că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie. Trecând de prima strajă și a doua, au ajuns la poarta de fier care aduce în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieșind, au mers pe o stradă și deodată îngerul a plecat de la el. Atunci Petru, venindu-și în fire, a zis: acum știu într-adevăr că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâinile lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeilor. Cuvântul Domnului. Domnul m-ai eliberat de orice teamă. Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp. Lauda lui va fi fără încetare în gura mea. Să se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei umili și să se bucure. Preamăriți-l pe Domnul împreună cu mine,
Să înălțăm numele Lui împreună. L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns și m-a eliberat de orice teamă. Priviți la El și veți fi luminați, și fețele voastre nu se vor rușina. Acest sărac a strigat și Domnul a ascultat și l-a scăpat din toate strâmtorările sale. Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, fericit omul care își caută în El refugiu. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă și timpul plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credința. De acum îmi este rezervată coroana dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor acelora care au iubit arătarea Lui. Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit pentru ca predicarea sa să se împlinească prin mine și să o audă toate popoarele. Și am fost salvat din gura leului. Domnul mă va salva din orice lucrare rea și mă va mântui pentru împărăția Lui cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului. Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei.
În acel timp, venind în părțile Cezareei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi zicând: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au răspuns: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus: dar voi cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus, luând cuvântul, a spus: fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu zic, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Excelența voastră, Nunțiu Apostolic, Excelența voastră, Petru Gherghel, Episcop de Iași, Excelențele voastre, Episcop Concelebranț, Preacucernice Părinte Rector, Preacucernice Părinte Provincial al Franciscanilor, Preacucernici Părinți, Profesori, Preacucernici Părinți, Preoți, din diferite parohii, dragi persoane consacrate, domnule secretar de stat de la culte, domnilor parlamentari, autorități, cum spunea preasfințitul, autorități centrale și locale, iubiți frați și surori, suntem în, așa cum știm cu toții, în sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul. Iată ce ne spune cuvântul de la începutul liturghiei, antifona. Aceștia sunt sfinții care, trăind în trup, au dat rodnicie bisericii prin sângele lor. Ei au băut paharul Domnului și au devenit prietenii lui Dumnezeu. Iar în prefață găsim descrisă personalitatea fiecăruia dintre acești doi apostoli. Petru, spune prefața, Petru a fost primul care a mărturisit credința în Hristos și, adresându-se iudeilor, a plămădit prima comunitate creștină. Paul a pus în lumină misterul mântuirii și a predicat Evanghelia păgânilor. Iubiți frați și surori, biserica i-a văzut întotdeauna pe acești apostoli, Petru și Paul, împreună și nedespărțiți. Împreună și nedespărțiți prin dragostea lor și pasiunea lor față de Hristos. Împreună și nedespărțiți prin munca apostolică, prin suferințele și jertfele din misiunea lor, prin viața și moartea lor, prin sângele vărsat, prin martiriul lor,
au fost mereu împreună și așa i-a văzut și vede biserica și astăzi. Ei au fost împreună, putem spune, și prin siguranța cu care au vestit cuvântul lui Dumnezeu, prin certitudinea că ceea ce au primit de la Dumnezeu este adevărat pentru toți din toate timpurile. Și într-adevăr, această siguranță ne este revelată de lecturile pe care le-am ascultat astăzi la Sfânta Liturghie, de Faptele Apostolilor, prima lectură, când Apostolul Petru, după ce a fost închis, constată apropierea lui Dumnezeu și acțiunea lui. Și ieșind în mod miraculos din închisoare, spune pe drum: acum știu cu adevărat că Domnul m-a eliberat, că a trimis pe îngerul său și am scăpat din mâna lui Irod și din cele ce așteptau cei din poporul iudeu. Este sigur că a avut de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu, că El, Domnul, l-a eliberat. În a doua lectură auzim glasul apostolului Paul, care cu toată siguranța spune: iată, am luptat lupta cea bună, de acum voi primi coroana. Dumnezeu mi-a stat aproape, El m-a întărit. Și cu certitudine afirmă: Dumnezeu mă va mântui în împărăția Lui. Și câtă siguranță descoperim în cuvântul lui Petru din Evanghelie. Îi spune lui Iisus, care i-a întrebat pe apostol: cine spune lumea că sunt eu? Dar voi, cine spuneți că sunt? Și Petru îi spune: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Iisus îi răspunde că nu carnea și trupul și mintea ta au descoperit aceasta, ci Tatăl ți-a descoperit. Iisus merge mai departe în dialogul cu Petru, nu pe cuvintele pe care le-a spus principele apostolilor, ci pe siguranța cu care El a spus acele cuvinte: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Și merge mai departe pe terenul acesta al siguranței, al certitudinii și spune: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile iadului nu o vor birui. Certitudine în cuvântul apostolului Petru, certitudine în cuvântul lui Iisus. Iubiți frați și surori, această siguranță din activitatea apostolilor a fost transmisă bisericii de la începuturi. Această certitudine a fost mereu prezentă în conștiința bisericii peste veacuri, până la noi. Și în continuare, această siguranță o întâlnim, de exemplu, în Sfântul Părinte Papa Francisc, certitudinea cu care el vorbește lumii despre adevărul revelat, despre valorile omului, despre valorile vieții, ale familiei. Acestea sunt certitudini ale zilelor noastre prin glasul Papei și al Bisericii. Și
ne stă aproape exemplul lui Anton Durcovici, exemplul fericitului Anton Durcovici. El, în activitatea sa de episcop de Iași, parcă vedea lucrurile lui Dumnezeu mai clar decât lucrurile omului. Și merge pe drumul certitudinii până la vărsarea sângelui, până la martiriu. Și el, după exemplul apostolilor pe care astăzi îi celebrăm, a cunoscut calea aceasta a siguranței, a certitudinii, în tot ce a primit de la Dumnezeu și în tot ceea ce a predicat. Iubiți frați și surori, astăzi se vorbește mult despre criză economică, despre criză politică și atâtea alte crize. Așa că parcă noi nu încăpem la rând să vorbim și noi despre criza din biserică, căci ea există, o criză provocată, căci valurile îndoielii dirijate împotriva bisericii, valurile dubiilor îndreptate împotriva adevărurilor de credință, în diferite feluri, de oameni de la noi și din alte părți, acestea provoacă o anumită criză în biserică, la care noi, iubiți frați, confrați preoți și episcopi, cred că trebuie să dăm răspunsul acesta al certitudinii că ceea ce am primit de la Dumnezeu este valabil și acum și pentru totdeauna, pentru noi și pentru toată lumea. Și să ținem, să iubim cu gelozie ceea ce am primit prin crezul nostru. Să ținem cu gelozie la biserica noastră catolică, sigur fiind că ea este pusă pe stânca lui Petru și porțile iadului nu o vor birui. Să nu ne lăsăm niciodată cuprinși de îndoială. Să stăm departe de acest teren nisipos, căci toată viața și învățătura noastră de credință trebuie să rămână luminată de exemplul apostolilor pe care astăzi îi sărbătorim. Altfel, rămânem fără fundament, fără stabilitate, fără speranță. Ori dimpotrivă, apostolii pe care astăzi îi celebrăm împreună ne dau acest sentiment, ne oferă această certitudine că rămânând fideli bisericii și învățăturii sale, rămânem fideli luminii pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o și așa vom fi de folos oamenilor pe care îi întâlnim, oamenilor de atâtea feluri pe care îi cunoaștem mai mult sau mai puțin, dar le vom fi de folos prin certitudinea noastră, prin siguranța că Dumnezeu ne stă aproape, spunând și noi în sufletul nostru, știu în cine am crezut. Iubiți frați și surori, rugăciunea de la liturghia de astăzi, rugăciunea de la început, spune ca noi toți să fim plini de o bucurie aleasă și cerească. Să fim plini de bucurie aleasă și cerească. Pentru credința pe care o avem în noi. Să fie plini de bucurie aleasă și cerească, în mod deosebit, cei care astăzi împlinesc dintre voi, cu cernici părinți,
care împlinesc 50 de ani de preoție împreună cu episcopul, păstorul diecezei, să fie plin de bucuria aleasă și cerească cei care îi sărbătoresc astăzi numele. Și Dumnezeu să ne dea nouă bisericii catolice din țară și de pretutindeni, ca păstrând simțământul unității și al universalității prin această certitudine că ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit este adevărat pentru acum și pentru totdeauna, să ne bucurăm de toată binecuvântarea cerească. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vând o moștenire binecuvântată a credinței de la apostolii noștri, Petru și Paul, de la toți înaintașii noștri, de la cei care ne-au transmis credința, în lumina textelor sfinte pe care le-am ascultat și a predicii în al preasfințitului arhiepiscop Rob, acum noi aici, în această zi de sărbătoare, și de bucurie, de aducere aminte, să ne unim împreună toți și să mărturisim din nou, cu fermitate, cu bucurie și speranță, aceeași credință, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mâine, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce. Fraților prea iubiți, Hristos n-a făcut pe Simon Pescaru piatra de temelie a bisericii, iar pe Saul a transformat cu arul său în Paul, marele apostol al neamurilor păgâni. Împreună cu cei doi apostoli să ne rugăm acum lui Hristos pentru Biserica Sfântă, pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru toți episcopii și preoții, a căror menire este de a-i duce la mântuire pe toți oamenii, spunând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu,
Ajută-l pe urmașul lui Petru, Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, să-i călăuzească pe oameni la trăirea credinței apostolice. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează-i pe toți episcopii în unire cu urmașul Sfântului Petru și binecuvântează-le activitatea. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe cei care au funcții de conducere să-și îndrepte toate eforturile spre binele comunității. Te rugăm, ascultă-ne! Adu-i pe toți oamenii la credința vestită de apostoli. Te rugăm, ajută-ne pe noi înșine să ne călăuzim viața după exemplul și învățătura Sfinților Apostoli. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca prin trăirea adâncă a vieții creștine să devenim și noi apostoli ai lui Hristos. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfinților Apostoli Petru și Paul, ocrotește-l pe episcopul nostru Petru de orice rău și binecuvântează tot ce întreprinde spre binele bisericii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, atotputernic, în sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Paul, ne amintim că munca, jertfele și suferințele lor i-au dus la o slavă și fericire negrăită. Ajută-ne și pe noi să lucrăm cu toată dăruirea pentru împărăția Ta, ca să primim cununa răsplății pregătite celor care Te iubesc, prin Hristos Domnul nostru.
sunt eu și știe orice drum al meu. În gândul meu are lăcaș, sunt ocrotit de mâna lui. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Rugăciunea apostolilor să însoțească, Doamne, darurile pe care le aducem spre sfințire înaintea Ta și să ne păstreze strâns uniți cu Tine în celebrarea acestei jertfe prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Petru a fost cel dintâi care a mărturisit credința în Hristos și adresându-se fiilor lui Israel, a alcătuit prima comunitate creștină. Paul a pus în lumină misterul mântuirii și a predicat Evanghelia popoarelor păgâni.
Amândoi apostolii au muncit, fiecare cu darul primit, ca să strângă la un loc unica familie a lui Hristos. Iar acum uniți în aceeași mărire în ceruri, primesc pe pământ din partea poporului lui Dumnezeu aceeași laudă. De aceea, cu toți îngerii și sfinții, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile aceștia acolo a Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Aleluia, Sfântul Doamne, și
Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înainte Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francis, cu Episcopul nostru Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răpusat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu Sfinții Apostoli Petru și Paul, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată, tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranță fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea vă dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai un cuvânt. Dragi ascultători, participăm în aceste momente împreună la liturghia de mulțumire pe care Preasfințitul Petru Gherghel o face pentru cei 75 de ani de viață și 50 de ani de preoție. Ne amintim că pe 1 mai Preasfințitul a mai celebrat o sfântă liturghie în această catedrală, în care îi mulțumea Domnului pentru cei 25 de ani de episcopat. Suntem în momentul împărtășanii din cadrul acestei sfinte liturghii, de aceea îmi cer permisiunea de a vă da câteva detalii personale despre episcopul Petru Gherghel. Preasfințitul Petru Gherghel s-a născut la 28 iunie 1940 în localitatea Ghirăiești, județul Neamț, din părinții Maria și Petru, o familie cu 4 frați și 2 surori. După terminarea școlii în satul natal în anul 1954, a intrat la seminarul din Alba Iulia și apoi la seminarul din Iași, care și-a redeschis porțile în anul 1956, după ce 8 ani fusese închis de comuniști. Vocația la preoție, mărturisește Preasfințitul într-un interviu din anul 2009, a încolțit în satul natal, în biserică. Totul a început sub amvonul bisericii din satul meu natal, Ghirăiești, când parohul, pe atunci părintele Ioan Jicmon, se întorcea de la predică spre altar și trecea printre noi, copiii adunați la Sfânta Liturghie, plini de sudoare și cu o față strălucitoare. Ce frumos, ce minunat apostol al lui Hristos! Oare nu pot să fac la fel? Nu pot să le vorbesc cu oamenilor tot așa? Nu pot să predic ca Părintele nostru? Așa gândeam în acele momente, a mărturisit Preasfințitul Petru Gherghel. La 29 iunie 1965, monseniorul Petru Gherghel a fost hirotonit preot la Alba Iulia, împreună cu alți 14 colegi, dintre care 7 sunt în viață, de episcopul Marton Aron. A doua zi, însoțit de rude, a celebrat liturghia la unul dintre altarele catedralei din Alba Iulia. Din cauza timpurilor prin care trecea țara, Părintele Petru Gherghel a celebrat prima liturghie în satul natal pe ascuns, la 15 august 1965, când era hramul în satul vecin Pildești.
Primul loc de apostolat al părintelui Petru Gherghel a fost parohia Barticești, în care a activat de la 1 ianuarie 1966 până la 1 iulie 1967, pe când paroh era părintele Mihai Rotaru. În acest an, până în toamna anului 1970, a fost ficar parohial la Rădăuți, paroh fiind părintele Iosif Krasler. La 1 noiembrie 1970 a fost transferat la Institutul Teologic din Iași, unde a predat teologia morală. În martie 1975 a fost numit rector al Institutului Teologic. La 21 februarie 1978, Papa Paul al VI-lea l-a numit administrator apostolic de Iași. În ziua de 4 aprilie 1978, în Catedrala Mare din Iași, Monseniorul Petru Gherghel a luat în primire dieceza. La 14 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea l-a ales și l-a numit episcop de Iași. A fost consacrat episcop la 1 mai 1990. Dragi ascultători și telespectatori, participăm așadar la acest moment de sărbătoare al episcopului diecezei de Iași. Ne unim în rugăciune cu cei prezenți în biserică și cu toți cei care în aceste momente își îndreaptă gândul și rugăciunea lor spre păstorul diecezei. Sunt momente de har, sunt momente de bucurie când ne adunăm în jurul mesei Domnului și îl sărbătorim pe cel care a păstorit dieceza atât de mult timp. Continuăm să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-l ajute pe preasfințitul să-și îndeplinească bine misiunea și să aducă cât mai multe roade în via Domnului. Val de fericire, o
Maică a chemării mele sfinte și se topește în lacrimi de iubire, sub farmecul aducerii aminte. Maică sfântă cu iubire, rugam încrezătoare și fierbinte, să am tărie în calea încercării și să privesc mereu tot înainte. Să ne rugăm, de ne te rugăm, Doamne, ca roca întăriți de această taină, să trăim astfel în biserică, încât stăruind în frângerea pâinii și în învățătura apostolilor, să fim o singură inimă și un singur suflet întemeiați în iubirea Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Sfințite Părinte Episcop Petru, noi episcopii în frunte cu Nunțul Apostolic, preoții colegi care își serbează jubileul de aur al preoției, cu o mare parte din preoții diecezei, seminariști, persoanele consacrate, credincioșii din Iași, autoritățile centrale și locale, ne-am adunat în jurul preasfinției voastre pentru a sărbători și a mulțumi lui Dumnezeu pentru cei 50 de ani de slujire preoțească. A fost mulțumirea noastră cu în jurul altarului, celebrând Sfânta Liturghie, și această comuniune vrea să exprime și recunoștința și prețuirea noastră pentru tot ceea ce ați făcut în slujirea de preot pe care se suprapune și slujirea episcopală din cei 25 de ani. Vă mulțumim pentru Evanghelia pe care ați predicat-o cu mult curaj și mult entuziasm. Vă mulțumim pentru sacramentele pe care le-ați împărțit poporului creștin și care au fost izvor de sfințire. Vă mulțumim pentru speranța pe care ne-ați dat-o întotdeauna, conducând și preoții, și seminariștii, și poporul creștin în momente mai grele, dar și momente fericite. Pentru toate acestea, astăzi, noi suntem alături de preasfinția voastră, vă dorim mai departe o slujire rodnică în ogorul Domnului, multă sănătate și Dumnezeu să le verse belșug de har, binecuvântare pentru tot ceea ce ați făcut și veți face în continuare. Pentru că sunt mai mulți oaspeți și fiecare vrea să exprime gândul și sentimentele, îl invit pe excelența sa, Francisco Javier Rozano, nunții apostolic în România și în Republica Moldova, să ne prezinte mesajul cu această ocazie de jubileu al preasfințitului nostru episcop Petru. Scrisoare de felicitare din partea Sfântului Părinte Papa Francisc, din limba latină, la început e așa: Venerabili fratri, Petro Gergel, episcopo Iasensi, tibi, venerabilis frater, cui benignissimo l'argente Deo, proximis calendis, esplevis feliciter argentum episcopatus jubileum,
cui succedet quinquagesimus annus a succepta sacerdotali ordinazione, as literas ex corde mittimus ut festivos animi nostri sensus aperiamus, simulque fraternam communionem significemus qua tecum in episcopatu com giungimur. Acesta original, traducerea venerabiliu frati Petru Gergel, episcop de Iași. Ție, venerabile fratre, care din nemărginită bunăvoința lui Dumnezeu îți vei sărbători jubileum de argint intru episcopat și va urma și al 50-lea aniversar al hirotonirei preotești, îți trimitem din inima această scrisoare pentru a ne manifesta sentimentele noastre de bucurie și pentru a dovedi un semn de comuniune fraterna cu tine intru episcopat. Fiindu-ne binecunoscută, ravna neobosită, cu care ai împlinit misiunea sfântă încredințată, dorim cu această ocazie să te felicităm pentru eforturile depuse în timpuri grele, dar care au adus rod boga, și să rememorăm momentele cei mari de seamă ale apostolatului tău. Tânăr fiind, după absolvirea studiilor seminariile, ai fost hirotonit preot și ți-ai împlinit cu țel în diocesa proprie, în timpuri de restricție, diferite îndatoririi în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor, până ce fericitul Papa Paul al VI-lea ti-a desemnat ordinarius ad nutum sancte sedis, iar mai apoi Sfântul Ioan Paul al II-lea, basandu-te insestrat cu calitățile recerule și bun cunoscător al realităților bisericii locale, te-a numit episcop al acestei diecese. Împlinindu-ți misiunea pastorală, încresător în Dumnezeu, împărțitorul tuturor darurilor, ai fost ravnic în lucrarea de evangelizare, în încurajarea comuniunii cu preoții și mai ales în susținerea tinerelor și a familiilor, în înțărirea poporului creștin în credință, speranță și iubire, fiind mereu fidel și de devotat pontificiului roman și magisteriului acestuia. De asemenea, cunoaștem bine grija ta pentru organizarea congregațiilor calugarești și pentru a avea preoții buni, dintre care ai trimis și în Kenya, coasta de Fildeș și Italia și în Prossimo Oriente, sau ai orientat tinerii pentru seminariile acestor țari. Reflectând de asemenea asupra istoriei atât de bogate a vieții tale, venerabile fratre, bucurate în Dumnezeu proclamând acest cântec de preamărire. Lauda, suflete al meu pe Domnul! Voi lauda pe Domnul în toată viața mea, voi cânta Dumnezeului meu cânt voi trăi. Mai mult decât atât, și noi, ca succesor al Sfântului Petru, te însoțim cu rugăciunea noastră, cerând cu stăruința de la Principele Apostolilor și de la prea fericită Fecioara Maria, pentru tine, vrednice pastor, darurile suprafețești pe care ți le dorești ce mai mult. Comunicându-ți cu bucurie toate acestea, ție, venerabile frate, și prin tine, episcopului auxiliar și iubiței comunități, îți oferim din inima binecuvântarea apostolică, drept mărturie a comuniunii și a iubirii,
solicitându-vă rugăciunea voastră pentru noi și pentru ministerul nostru Petrin. Să fie pururea cu voi, iubiți fii daco-romani, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Cetatea Vaticanului, al treilea an al pontificatului nostru, Papa Francisc. Avem și un oaspete drag din Grecia, este preasfințitul episcop emerit, Francisc Papa Manolis, și îl invităm să ne adreseze un cuvânt. Prego, excelență. Il primo maggio. Scusatemi che non parlo la vostra lingua. Ma iertate che non vorbesc limba vostra. Il primo maggio del 1990, davanti al seminario diocesano, non esisteva questa cattedrale, veniva consacrato vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Petru Gergel. L'1 mai 1990, în fața seminarului diocesan, nu exista această catedrală, era consacrat episcop excelența sa, Monsignorul Petru Gergel. Chi di voi era presente? Alzi la mano. Cine dintre voi era prezent? Să ridice mâna. Abbastanza. Destul de mulți. Anch'io ero presente. Și eu eram prezent. E anch'io ho imposto le mani. Și am impus și eu mâinile asupra excelenței sale. Terminata la celebrazione, mi ricordo e anche ora mi commuovo, mi sono commosso anche allora. După ce s-a terminat celebrarea, am fost emoționat și acum sunt emoționat. Entrando la porta del seminario per togliere i paramenti. Intrând pe ușa seminarului ca să mă dezbrac de veșmintele sfinte. Ho sentito una musica. Am auzit muzica. La radio nazionale romena suonava Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Radioul național intona cântecul Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Primo maggio è chiamata la festa degli operai, però il comunismo allora la faceva festa sua. 1 mai, așa cum știm, era sărbătoarea muncitorilor și sub comunism, comunismul celebra această sărbătoare în felul său. Il primo maggio precedenti si suonavano altri inni, altri canti. În ziua de 1 mai din anii precedenți se auzeau alte cântece. Nel 1990, dopo l'ordinazione episcopale di Monsignor Gergel, del vostro vescovo, veniva suonato il Christus Vincit. În schimb, la 1 mai 1990, după consacrarea preasfințitului Petru Gergel, episcopul vostru, se auzea cântarea Christus Vincit. Io subito ho pensato, si è voltato pagina. Și m-am gândit imediat. S-a dat pagina. Da allora non sono venuto una seconda volta a Iași.
Questa è la seconda volta che vengo. E atunci n'am mai fost la Iași. Acum este a doua oară că vin la Iași. Non so se voi ve ne siete accorti, ma io me ne sono accorto della grande differenza che ho trovato. Nu știu dacă voi v-ați dat seama, dar eu mi-am dat seama de marea diferență pe care am găsit-o acum. Non solamente a Iași, nu numai la Iași, anche a Bucarest che ho visitato nel mese di aprile, dar și la București, oraș pe care l-am vizitat în luna aprilie, e ho visto che quella voltata di pagine, di pagina era reale e carpofora. Și mi-am dat seama că acea întoarcere a paginii era reală. E prima di tutto oggi io ho davanti a me un'immagine bellissima. Vedo, ho contato su per giù 150 sacerdoti che siete qua. Și astăzi am o imagine foarte frumoasă. Quasi tutti con i capelli neri, siete giovani. Am văzut aici, cred că sunteți 250 de preoți. E allora non si vedeva questa immagine. Nu sunt încărunțiți, deci sunteți tineri. E questo è bello, è bellissimo. Lucrul acesta este frumos, este foarte frumos. Poi anche edifici, nuovi edifici. Am văzut noi construcții, noi edifici. Come questa catedrale. Această catedrală. Per liturgie molto più più solenni. Pentru celebrările mult mai solemne. E anche per contenere il popolo che è presente. Și pentru a putea încăpea poporul prezent la aceste celebrări. Ho visitato sia a Bucarest sia qui. Am vizitat fie la București, fie aici, la Iași. Che i vostri vescovi non si sono curati solamente per edifici ecclesiastici, hanno creato tanti altri centri di spiritualità. Episcopii voștri nu s-au ocupat numai de edificii ecleziastice, s-au preocupat și de alte centre de spiritualitate. Ma anche per la cura del corpo. Dar și pentru îngrijirea trupului. Come un poliambulatorio là vicino a Roman che abbiamo visitato ieri dopo la messa celebrata nel paese natale del vostro vescovo. De exemplu, poliambulatorul de localitatea de lângă Roma, de vorba de Barticești, pe care l-am vizitat ieri după celebrarea pe care am avut-o în comunitatea natală a Preasfințitului la Gherești. Se voi observate, troverete multe alte cose. Dacă observați, veți găsi multe alte lucruri. E allora, noi dobbiamo ringraziare oggi il Signore. Astăzi, pentru aceasta, trebuie să-i mulțumim Domnului. Per ringraziare il Signore per tutti i vescovi che ha dato alla Romania in questo tempo. Dal 1990 in poi. Și să-i mulțumim Domnului pentru toți episcopii pe care i-a dat României, mai ales din 1990 încoace. I vostri vescovi hanno portato, lo dico in latino, il Pontus et Testus Diei. Episcopii ne-au adus, vă spun în latinești, Pontus, e il calore dell'estate per fare tutto quello che hanno fatto sono veramente da lodarsi. Au adus căldura verii și ei trebuie într-adevăr lăudați. E voi giovani, și voi tineri, preoți tineri, siete eredi, sunteți moștenitori di una eredità vissuta dai sacerdoti più anziani. Sunteți moștenitori ai unei moșteniri trăite de preoții mai în vârstă. Questa eredità che avete avuto, avete ricevuto. Această moștenire pe care ați primit-o dai sacerdoti anziani, de la preoții mai în vârstă. Cercate di valorizzarla. Încercați să o valorizați, să o valorificați.
in modo che la vostra testimonianza già arriva fuori delle, dei confini della Romania, ma che arrivi in tutto il mondo. Pentru ca această credință trăită în România să treacă dincolo de granițele țării și să ajungă în lumea întreagă. Venendo dalla Grecia, ho pensato che dono fare al vostro vescovo per i suoi 3 anniversari. Venind din Grecia, m-am gândit ce dar să-i ofer, ce cadou să-i ofer episcopului vostru allora, pentru cele 3 aniversari. Siccome so che lui ama la parola di Dio, și de vreme ce știu că el iubește cuvântul lui Dumnezeu, e perché è il tesoro prezioso che il Signore ci ha dato insieme all'Eucaristia, și pentru că este comoara prețioasă pe care Domnul ne-a încredințat-o împreună cu Euharistia, ho pensato portargli questo evangeliario, m-am gândit să-i aduc acest evangheliar con un involucro molto buono, nel senso che è duro, cu o copertă bună, în sensul că este tare, in modo che i frammenti non periscano, așa încât firimiturile să nu se piardă, come ci curiamo a non perire i frammenti dell'Eucaristia. Așa cum ne îngrijim să nu se piardă nici firimiturile preasfintei Euharistii. Suntem bucuroși să avem și prezența preasfințitului episcop de Lugoj, de la Eparhia Greco-Catolică, cu un mesaj din partea prefericirii sale, cardinalul Lucian. Preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, distinse oficialități, iubiți frați într-o preoție, iubiți credincioși, cu ajutorul bunului Dumnezeu și a preacuratei Fecioare Maria, cu mare bucurie am reușit să răspund la invitația adresată de preasfinția sa, episcopul Petru Gergel, episcopul diecezei de Iași, de a participa la câteva din evenimentele pe care preasfinția sa le aniversează. În special 75 de ani de viață, unde ieri la Ghereiești am marcat acest moment și astăzi 50 de ani de sfântă preoție. Aceste aniversări sunt daruri speciale din partea Bunului Dumnezeu, atât persoanei cât și bisericii pe care preasfinția sa o conduce. Preasfinția voastră, preasfințite episcop Petru, împreună cu toți cei care vă sărbătoresc, Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică, în frunte cu preafericirea sa, Părintele Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major al Blajului, împreună cu clerul și credincioșii ei, ne unim în rugăciune mulțumind Bunului Dumnezeu pentru harurile care v-au fost dăruite și îl rugăm prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria să vă dăruiască și în viitor toate darurile, atât personale de care aveți nevoie, cât și pentru dieceza de Iași. Preafericitul Părinte Cardinal Lucian
m-a rugat să vă transmit că în aceste zile se roagă special pentru preasfinția voastră și cu frățească dragoste vă îmbrățișează în Domnul. Închei și eu acest scurt omagiu cu imnul care în biserica noastră greco-catolică română se cântă în cinstea episcopilor. Pe stăpânul și arhiereul nostru Petru, Doamne, îl păzește într-o mulți ani. De a avea aici prezenți pe toți cei care din partea autorității civile ne sprijină și sunt alături de noi în momentele deosebite și într-un mod deosebit îl avem pe domnul ministru secretar de stat, domnul Victor Opaschi de la Secretariatul de Stat pentru Culte și îl rugăm să ne prezinte mesajul. Preasfinția voastră, Părinte Petru Gheorghe, înalt preasfințiile și preasfințiile voastre, Eminența voastră, Arhiepiscop Lozano, Nunțiu Apostolic, Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici, Domnule Prefect, Domnule Preoște al Consiliului Județean, Domnule Primar, distinsă și onorată adunare, am primit cu plăcere invitația preasfinției voastre de a participa la aniversarea zilei de naștere și la sărbătorirea a 50 de ani de preoție. Aș dori să-mi exprim satisfacția că Biserica Romano-Catolică este condusă de episcopi înțelepți, curajoși și harnici, precum preasfinția voastră, care v-ați binecuvântat întreaga viață ca un drum al crucii către binele spiritual al credincioșilor romano-catolici. La acest aniversar e bine să recurgem la o profundă aducere a minte. Istoria ne învață că forța prezentului e generată de cunoașterea trecutului. Iar preasfinția voastră nu ați făcut decât să coborâți anamneza liturgică în viața socială și comunitară a diecezii de Iași, lucrând fără odihnă la restabilirea statutului Bisericii Romano-Catolice în cadrul societății românești. În România comunistă, cultele religioase nu au avut o viață ușoară, dar credincioșii catolici au avut alături episcopi și preoți demn de chemarea lor apostolică, au născut sfinți știuți și neștiuți, pe care astăzi suntem liberi să-i cinstim cum se cuvine. Sfinții nu sunt doar exemple ale unei vieți spirituale desăvârșite, ci și modele de cetățenie. Monseniorul Vladimir Ghica sau episcopul Anton Durcovici au ridicat comportamentul creștin la nivelul cetățeniei depline. O cetățenie care nu se consumă în individualism, ci se desăvârșește în slujirea aproapelui, chiar cu prețul clandestinității și al temniței. O biserică vie își cunoaște și recunoaște sfinții săi, și ca atare îi propune societății întregi ca modele de umanitate și repere în vremuri de criză morală. E meritul tuturor credincioșilor, dar mai ales al conducerii bisericești, ca astăzi, după multă trudă,
Biserica Romano-Catolică arată societății românești că asumarea unei vieți religioase integrale este, în fapt, asumarea umanității depline. Este meritul preasfinției voastre că dieceza de Iași a consemnat public și a dat țării noastre modele de sfinți, așa cum am spus, ilustrând cu episcopul de Iași, Anton Durcovici. Preasfințite Părinte Petru Gheorgheu, dacă o biserică vie, dacă o biserică este vie în măsura în care își cunoaște și recunoaște sfinții, o societate e cu atât mai sănătoasă cu cât cooperarea interconfesională și interreligioasă e mai consistentă. De secole, catolicii și ortodoxii au trăit în zona Moldovei într-o atmosferă de pace confesională fecundă pentru nașterea națiunii române moderne, în care pluralismul religios a constituit unul dintre pilonii de bază. Chiar dacă regimul comunist a încercat să pună cele două mari confesiuni în antiteză, resorturile interne profunde ale creștinismului și, în egală măsură, deschiderea de care ierarhia a dat dovadă, au consolidat exemplele de bune practici în articularea păcii și cooperării interconfesionale. În anii comunismului, excelența voastră a reușit să ducă la bun sfârșit lucrări administrative și misionare de excepție în Iași. După Revoluție, ați făcut din consolidarea învățământului teologic o prioritate constantă, astfel încât mulți teologi catolici au fost trimiși la studii în străinătate, aducând societății românești beneficiile cunoașterii și reîntorcându-se în cadrul Bisericii Catolice, fie la altar, fie la catedră. După o viață închinată slujirii lui Hristos, ca erudit profesor, înțelept organizator și devotat sacerdot, preasfinția voastră ocupați un loc însemnat în consolidarea binelui comun în societatea românească. Regretând că din motive obiective nu am putut da curs invitației, vă transmit cele mai cordiale salutări alături de toate doririle de bine. Semnează Victor Ponta, prim-ministru Guvernului României. Vă rog să-mi permiteți să... În primul rând, eu nu pot să-mi permit să vă rog să ridicați mâna cine îl cunoaște pe Preasfințitul de mai bine de 47 de ani. Am avut onoarea să-l cunosc în perioada studenției, în anul 1968, și am fost, consider, un om norocos să cunosc o asemenea personalitate și de aceea permiteți-mi și mie să vă doresc ani mulți sănătate și multă bucurie în slujirea lui Hristos și a credincioșilor catolici. La mulți ani, Preasfinția voastră! Mulțumim și pentru prezența celorlalte autorități din Parlamentul României, din partea Prefecturii, din partea Consiliului Județean, din partea Primăriei. Știu că din partea Consiliului Județean și din partea Primăriei se va mâna un mesaj special Preasfințitului. Vă rog, reprezentanții, să vină aici în față. Preasfinția voastră, excelențe, onorată asistență. Consiliul Județean Iași acordă diplomă de excelență Preasfințitului Petru Gheorgheu,
la împlinirea vârstei de 50 de ani de sfântă preoție și 75 de ani de viață pentru serviciu nobil în slujba societății, pentru vocația, dăruirea și demnitatea sa spirituală. La mulți ani, preasfinția! Mulțumesc de invitație. Înalt preasfințiile voastre, excelență, preasfinția voastră, bunul Dumnezeu a hărăsit ca aceste zile să fie de mare sărbătoare pentru preasfinția voastră, după împlinirea celor 75 de ani de îmbelșugată dăruire și dragoste față de aproape, ziua Sfinților Petru și Pavel va aduce în suflet bucuria celebrării onomasticii, dar și a trecerii celor 50 de ani de când ați fost hirotonit preot, pășind astfel pe calea sacră a slujirii bisericii. În toți acești ani ați adus bucurie, pace și speranță în sufletele credincioșilor, fiind un sprijin și un model moral pentru întreaga comunitate ișeană. Permiteți-mi să vă transmit cele mai calde gânduri, dorindu-vă multă sănătate și împlinire, pentru a răspândi mai departe cuvântul Domnului în adâncul inimilor noastre a tuturor ieșenilor. La mulți ani și binecuvântați ani! Sfințite, astăzi cu siguranță că ați primit multe gânduri de felicitare. Cred că toți cei din biserică ar voi să mai spună ceva și vă rog să primiți și acest buchet floral. Mesajul Guvernului a fost transmis prin vocea domnului ministru secretar de stat, ceea ce nu ne împiedică pe noi, instituția prefectului, cei care în viața de zi cu zi am avut și avem privilegiul de a fi colaboratori la nivel local cu preasfinția sa, să oferim un buchet de flori și gândul nostru cel bun de recunoștință. Vă mulțumim! Preasfințite, spuneam că poate fiecare din cei prezenți în biserică astăzi ar vrea să vă transmită un mesaj și acum invit pe toți să cântăm acest mesaj împreună cu corul, un mulți ani pentru preasfințitul. Bine ne este nouă aici. Mai rămânem o clipă, vă rog frumos, ca să exprim aici eu, pentru mine și munca mea și chemarea mea, dar și în numele confraților mei, colegi preoți de serie, care sunt aici toți,
și sigur că împreună cu toți cei care au participat, înalții noștri ierarhi, profesori, rectori, invitați, preoți, persoane consacrate, atâtea în anul vieții consacrate, și dumneavoastră, dați seminariști, acest lucru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-i aducem mulțumiri pururea și în tot locul lui Dumnezeu cel atotputernic pentru darurile sale. Mă bucur în câteva cuvinte să vă exprim această stare sufletească a mea astăzi aici, în catedrala noastră. Și anume, să confirm că n-am fost singur în anii grei, am avut în jurul meu atâția preoți cu curaj care au știut să facă front comun pentru păstrarea valorilor noastre. Te mulțumesc. Și sunt tot așa convins că nu sunt singur și n-am fost de când sunt episcop în AS, ci v-am avut întotdeauna pe toți alături. Sigur, astăzi, într-un chip deosebit, ca și la alte momente, oaspeții noștri dragi, l-am avut alături prin nunțiul nostru apostolic România și Republica Moldova, prin excelența sa pe Sfântul Părinte, cu acel frumos mesaj mișcător de care pot să spun că nu găsesc vrednicii atâtea cât i-am descoperit că ne spune Sfântul Părinte și îmi spune mie. Mulțumesc Sfântului Părinte și Nunțului Apostolic. Mulțumesc tuturor celorlalți colegi episcopi care au venit astăzi aici. Încă o dată au fost și la 1 mai, parte din ei, parte acum, și a fost și cu mine la Gherești. Le mulțumesc tuturor într-un cât deosebit prietenului nostru care a venit din Siros, Grecia, să pună mâinile peste capul meu la 1 mai și să nu uite până astăzi anumite lucruri pe care le-a văzut atunci și să facă și comparație ce a fost atunci și ce este acum. Și mulțumesc că acolo există în Grecia un părinte al nostru și probabil vor mai fi și alții care să facă această legătură. Mulțumesc preasfințitului Lugoș Mesian pentru mesajul fraților din ierarhi din Ardeal al Bisericii Greco-Catolice și de la București, pentru mesajul transmis și această comuniune frățească. Mulțumesc celorlalți episcopii noștri, Anton, Cornel, sigur, un alt preasfințitului Robo, care ne-a încântat cu cuvinte frumoase în aceste zile și pentru frățietatea pe care a arătat-o totdeauna. Noi suntem aici, uniți. Și, sigur, că în numele colegilor mei, spun tuturor acelor din seminar, având aici unul care reprezintă profesorii de altă dată, Părintele Despinescu, care ne-au însoțit în munca noastră de preoți, ca și că astăzi vă avem pe dumneavoastră. Mulțumesc într-un chip deosebit preoților care au făcut efort să ajungă astăzi aici și ne-au stat alături. Cei din seminar, frunte cu Părintele Rector, cei din diferitele noastre congregații, cei din provincia franciscană sau alte congregații care sunt aici la noi. Și mă bucur că au fost atâtea persoane consacrate în anul acesta. Ca să exprim bucuria mea pentru că seminariștii au venit să ne susțină în lauda pe care noi am dorit astăzi să o aducem lui Dumnezeu.
Mulțumesc autorităților noastre, domnului Toropanski, și pentru mesajul care l-a adus și pentru mesajul propriu pe care l-a adus în suflet, întorcându-se acum câteva momente din Turcia, după câte am înțeles eu. Mulțumesc și celorlalți din, iată, Consiliul Județean, Prefectură și Primărie pentru această prezență și celor care au venit din Parlamentul nostru și a celor care au răspuns invitației noastre. Mulțumesc din inimă. O îmbrățișare tuturor, deja m-am lungit. Vă spun încă o dată, am avut și am convingerea că în biserică nimeni nu este singur. Vă mulțumesc din inimă. Invităm acum pe excelența să anunțiu să ne împartă binecuvântarea pe care ne-a anunțat-o prin mesajul primit de la Sfântul Părinte. Vă rog, excelența voastră. Domnul să fie cu voi. Sit nomen Domine benedictus. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Și telespectatori, ne apropiem de finalul acestei legături directe cu Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, din care ați ascultat Sfânta Liturghie cu ocazia împlinirii celor 50 de ani de preoție și 75 de ani de viață a Preasfințitului Petru Gherghel. Liturghia a fost prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași. La celebrare au fost prezenți eminența sa, Francisco Javier Lozano, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, înalt preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit de București, preasfințitul Papa Manolis, episcop de Siros, Grecia, preasfințitul Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj, preasfințitul Auton Coșa, episcop de Chișinău, preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București, preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, peste 100 de preoți din Moldova, din alte zone ale țării și din afara țării, precum și mulți credincioși. Cântarea a fost susținută de corul seminariștilor de la Seminarul Mare din Iași. L-am însoțit și noi pe Preasfințitul cu rugăciunile noastre și continuăm să facem acest lucru pentru ca Bunul Dumnezeu să-L ajute și să-I dea harurile necesare să-I poată împlini voința. Acum, la final, vă mulțumesc pentru atenție, dragi ascultători și telespectatori. Îi mulțumesc de asemenea și lui Eduard Lucaci, care ne-a asistat de la pupitru tehnic. Sunt Părintele Claudiu Bulai și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată de Domnul. La bună reauzire!